următoarea cântare aș vrea să cântăm gândindu-ne că în câteva momente ne vom apropia de masa Domnului. Crucea e ascultarea Domnului Iisus, cea mai înaltă jertfă care s-a adus, darul cel mai mare, prețul neîntrecut, ca să mântuiască ce era pierdut. Și surori. În această dimineață vă salutăm pe toți cei care ați venit în casa Domnului, pe toți cei care ne urmăriți prin internet. Domnul să vă binecuvânteze. Amen. Și să ne binecuvânteze pe toți la părtășie. În mod deosebit îl salutăm pe fratele, Sami și Mândan, păstor, și pe nepotul fratelui Soutiuț din Las Vegas. Domnul să-i binecuvânteze. Dacă mai sunt și alți musafiri, nu-i cunoaștem pe nume, dar Domnul să-i binecuvânteze în mijlocul nostru. Aș vrea să vă spun, așa cum vedeți, că astăzi, 2 decembrie, este sărbătoare în casa Domnului, este sărbătoarea cinstirii numelui Mielului, când vom sta la masă cu Fiul lui Dumnezeu. După serviciul de dimineață,
Vom continua aceleași momente de rugăciune binecuvântate care le-am început de dimineață și toți frații și surorile care pot să rămână la un timp de rugăciune cu cei care vor să-și încredințeze cererile, problemele, necazurile Domnului Iisus Hristos, sunt rugați să rămână la terminarea serviciului. Ieri după masă am avut o întrunire binecuvântată cu frații, cap de familie, membrii ai bisericii. Această întrunire a avut scopul ca să ne îndemnăm unii pe alții pentru a afla căi de a sluji mai bine lui Dumnezeu, bisericii și fraților. A fost un timp binecuvântat în care am mulțumit lui Dumnezeu și ne-am bucurat de tot ce El a lucrat în noi și prin noi. În cele aproape 10 luni de la înființare, frații au venit cu propuneri constructive, așa cum am auzit și de dimineață la ora de rugăciune, care unele deja s-au pus în aplicare, altele vor fi analizate și în măsura în care vom crede că sunt folositoare, le vom aplica. Am fost anunțați că există un job opening la un complex de apartamente ca maintenance. Cei interesați se pot adresa fratelui Timotei Stancu sau sorei Estera Stancu. Încă o dată îi rugăm pe frați și pe surori să parcheze pe cât posibil, fie aici în spate, fie la Hope, să lăsăm locul din față liber ca să nu trezim suspiciunea autorităților. A apărut și buletinul pe luna decembrie, așa că îi rugăm pe frați și pe surori, la terminare să-l ia, este acolo în spate. Pentru copii, pentru că este cină astăzi, vom amâna lecția pentru duminica viitoare și vom avea două lecții, probabil vom avea un timp mai lung duminica viitoare. Iar acum, în timp ce ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie, vom slăvi pe Domnul cu grupul, printr-o cântare. Ai plătit un preț, am banii
Haideți ca împreună să deschidem cuvântul la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 3. Romani, capitolul 3, vom citi începând de la versetul 21 până la versetul 24, iar după citirea textului, rog pe fratele păstor Samuel și Mandan să ne conducă în rugăciune de cerere. Romani, capitolul 3, începem citirea cu versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Să crești, Doamne. Amin, Doamne. Amin. 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 Da, Doamne, mulțumim. Slavă Lui. Slăvit să fii Tu, Doamne! Amin! Amin! Vă rog să ocupați locurile! În dimineața aceasta vă spunem, așa cum deja s-a spus, bun venit la Cina Domnului. Este o zi de sărbătoare pentru Biserica New Life Romanian Church, când stăm împreună la masă cu Domnul. Scopul mesajului din dimineața aceasta este, rog pe frate să dea primul slide, mulțumesc. Scopul mesajului din dimineața aceasta este înțelegerea lucrării Domnului Iisus Hristos de la cruce. În dimineața aceasta aș vrea ca să stăm cu toții la cruce. A vrea să înțelegem ceea ce a făcut Hristos, Domnul Iisus Hristos, pentru noi acolo. A vrea să înțelegem de ce a trebuit să moară. Și în final aș vrea să înțelegem care este responsabilitatea noastră, ce trebuie noi să facem datorită jertfei morții Domnului Iisus Hristos la cruce. Este o zi în care comemorăm ceva, este o zi în care ne aducem aminte de ceea ce s-a petrecut acum 2000 de ani, un act istoric, dar care are valabilitate până astăzi. Un act istoric, dar care s-a petrecut aproape cu 2000 de ani în urmă, dar care are putere și astăzi. Un act istoric, dar care are aceeași intensitate acum care a avut-o atunci. Apoi avem, așa cum am spus, este sărbătoare în casa Domnului în ziua de astăzi. Sărbătoare pentru că Iisus Hristos este viu. El a înviat, El face minuni, El lucrează în sânul poporului Lui și noi ne închinăm unui Dumnezeu viu. Toate celelalte religii se închină unui zeu sau unui om sau unui profet sau unui Dumnezeu, dar care este mort. Singur creștinismul se închină unui Dumnezeu care este viu. Iisus Hristos este viu. Și apoi este un timp de cercetare. Fiecare, dar spune cuvântul, să se uite în dreptul lui, să pună oglinda în fața lui. Este un timp când stăm în fața crucii, vedem ce a făcut Domnul și ne dăm seama că El și-a făcut partea Lui
Și acum urmează să ne facem și noi partea noastră. Și ceea ce cere Domnul de la noi în momente ca acestea, când stăm în fața pâinii și în fața rodului viței, este să ne aducem aminte de ce a făcut El și să ne cercetăm pe noi în lumina a ceea ce a făcut El. Despre Zinzendorf, despre Printul Zinzendorf, fondatorul mișcării moravienilor, se spune că momentul întoarcerii lui a fost după ce, terminând studiile, era obiceiul acela ca familiile bogate să-și trimite copiii într-un turneu prin Europa, în lume, să vadă, să cunoască, să destindă înainte ca să intre și să facă ceea ce destinul, care era destinul vieții lor. Și a intrat într-o galerie de artă și acolo prințul acesta, un tânăr bogat, înstărit, care tocmai terminase studiile, a văzut o pictură pe care scria Ecce Homo. Și din jos erau cuvintele acestea. Era Domnul Iisus Hristos pe cruce, înfățișa pe Domnul Iisus pe cruce. Și acolo din jos scria, aceasta am făcut eu pentru tine. Ce faci tu pentru mine? A fost momentul în care Duhul lui Dumnezeu a cercetat pe acest tânăr, s-a întors acasă, s-a pocăit cu adevărat și restul este istorie. Vă invit pe toți în dimineața aceasta la cruce. Aș vrea ca să stăm și să fim doar noi, doar tu și Dumnezeu. Doar eu și crucea. La cruce, frați și surori, ne putem pocăi. La cruce, dreptatea și mila lui Dumnezeu se întâlnesc. La cruce primim iertare. La cruce suntem salvați. La cruce suntem regenerați. Suntem recuperați prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și unul din poeții noștri spune, nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima, spre alții vergi milă de sus, fă-mi și mie așa. Aceasta să fie rugăciunea noastră când stăm la cruce, fă-mi și mie așa. Astăzi proclamăm aici și acum mila, dragostea, bunătatea lui Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt și sub autoritatea cuvântului și vrem să proclamăm cuvântul fără rușine, fără jenă, fără teamă și fără să ne cerem scuze, declarând, datorită lucrării de la cruce, Iisus Hristos este Domnul. Amin. Și psalmistul exprimă într-un mod așa de frumos, psalmul 40, versetul 16, să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută și noi am venit să-L căutăm pe Domnul în dimineața aceasta, cei ce iubesc mântuirea ta, spune psalmistul, să zică fără încetare, mărit să fie Domnul! Domnul merită toată slava. Când suntem la cruce, trebuie să zicem și noi ca și Ioan, Doamne, doresc ca eu să mă micșorez, iar Tu să crești. La poalele crucii, Dumnezeu este mare, iar noi suntem în pulberea pământului. Dacă ai venit aici să-L cauți cu adevărat pe Domnul, să te închini, El are ceva deosebit pentru tine în dimineața aceasta, neprihănirea Lui. Dar acum, spune textul pe care l-am citit, s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Neprihănirea este darul lui Dumnezeu. Tendem să nu pleci din locul acesta la fel cum ai venit. Acceptă acest dar, această haină a neprihănire pe care Domnul dorește să o ofere fiecăruia în dimineața aceasta. Poți să o primești dacă n-ai avut-o până acum. Iar dacă o ai, El poate să o curățească în sângele Lui. În umblarea noastră prin lume, haina aceasta a neprihănirii, haina noastră, se murdărește, se întinează, praful de pe drum, umblarea face ca haina noastră să se murdărească din când în când și de aceea mereu și mereu trebuie să ne pocăim, trebuie să venim la cruce și din nou sângele Domnului Iisus Hristos să curățească această haină. Fiecare spune să se cerceteze, spune cuvântul și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Și așa să mănânce și să bea, nu să stea deoparte, nu să asiste, ci să lase sângele Domnului Iisus Hristos să curățească, să ne pocăim, să ne cerem iertare, să rezolvăm conflictele care le avem cu semenii și cu Domnul și în felul acesta să participăm, să mâncăm. Mesajul practic este că numai prin credință putem înțelege lucrarea Domnului Iisus de la cruce și anume faptul că suntem socotiți neprihăniți, fără plată,
prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. La acest adevăr vom medita în cele ce urmează, și anume, ce înseamnă pentru noi credincioșii de la New Life, ce înseamnă pentru noi credincioșii secolului 21, ce înseamnă pentru noi cei de aici și acum a fi socotit neprihănit prin credință, a fi justificat prin harul lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care aș vrea să medităm în dimineața aceasta este cazul neprihănirii sau al justificării păcătosului. Aș vrea să înțelegem că la cruce mila și dreptatea lui Dumnezeu s-au întâlnit și au dat mâna, s-au îmbrățișat. La cruce mila, la cruce dreptatea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu au fost satisfăcute prin moartea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Pavel mărturisește că acest caz al justificării păcătosului a fost pe inima lui Dumnezeu din veșnicie. E nou pentru noi, dar nu și pentru el. E greu de înțeles pentru noi, dar nu și pentru Dumnezeu. Este o contradicție pentru noi să împaci dreptatea și mila, dar nu și pentru Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a găsit soluția în Domnul Iisus Hristos, în crucea de la Golgota. Dar acum, spune cuvântul, acum, și aici este vorba de credincioșii nou-testamentali, este vorba de cei care au fost de la Domnul Iisus Hristos încoace, acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Acum s-a arătat, ea a fost și înainte. Avram a fost socotit neprihănit prin credință, chiar dacă a trăit înainte de Domnul Iisus Hristos. Dar spune, acum s-a arătat în persoana Domnului Iisus Hristos o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Acum e mai ușor să înțelegem planul lui Dumnezeu, spune Pavel, pentru că acum s-a descoperit, acum este relevat, acum vedem dezlușit care este planul lui Dumnezeu, s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Nu tot așa a fost și pentru înaintașii noștri. Textul, dacă vă uitați în 1 Petru, capitolul 1, versetul 10 și 11, dă câteva detalii în legătură cu acest fapt menționat. 1 Petru, capitolul 1, versetele 10 și 11. Spune cuvântul aici, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Prorocii care au existat înainte au făcut din această, din Mesia, din cel ce urma să vină, ținta căutărilor și cercetărilor. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei lucrurile acestea, profețiile care au existat înainte despre venirea Domnului Iisus Hristos, ei le-au spus, dar n-au înțeles. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, vorbește Isaia. Cât au înțeles ei din ceea ce au spus, dar spune, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, adică pentru noi care suntem aici, spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Este o imagine extraordinară pe care ne-o dă cuvântul. Prorocii au prorocit, au cercetat, au căutat stăruitor să înțeleagă ceea ce pentru noi e așa de ușor să înțelegem astăzi. Era o problemă acolo. Legea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu cerea moartea păcătosului. În Ezechiel 18:46 ni se spune, sufletul care păcătuiește, acela va muri. În Romani, Pavel spune, plata păcatului este moartea. Păcat egal moarte. Păcățel mic, cum îl numim noi, sau păcat mai mare, că te-ai înnecat în găleată sau te-ai înnecat în ocean, ești tot mort. În matematica lui Dumnezeu, păcat egal moarte. Plata păcatului este moartea. Dar caracterul lui Dumnezeu este nu numai dreptate, ci este și dragoste, milă, îndurare.
mila lui Dumnezeu voia să scape păcătosul în dragostea sa. Cum poate un Dumnezeu drept să fie bun? Cum poate un Dumnezeu bun să fie și drept, să împace dreptatea și dragostea, ținând cont de caracterul său? Cum putea să rezolve dilema aceasta? Pentru noi ca și oameni este o dilemă. Să fie un judecător drept, să împartă legea drept și în același timp să fie bun față de cel de inculpat. Este un nonsens, este o contradicție în termeni. Pentru ca salvarea omului să fie posibilă, toate atributele lui Dumnezeu trebuiau să fie în armonie. În dragostea sa, Dumnezeu nu putea ierta păcatul înainte ca dreptatea sa, natura sa legală, să fie satisfăcută. La cruce, toate atributele lui Dumnezeu au fost satisfăcute în persoana Domnului Iisus Hristos. Și am pus aici justificarea. Nu este altceva, justificarea lui Dumnezeu sau justificarea păcătosului, este actul juridic al lui Dumnezeu, prin care cei ce și-au pus credința în Hristos, în Cel care a murit la cruce, sunt declarați neprihăniți în fața sa și eliberați de vinovăție și de pedeapsă. Știm, spune Pavel în Galateni 2:6, că omul este socotit neprihănit, nu prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. La cruce, Dumnezeu a rezolvat problema salvării noastre prin justificarea păcătosului, fără justificarea păcatului nostru. Dumnezeu a condamnat păcatul în dreptatea sa, în persoana Domnului Iisus Hristos, și l-a pedepsit la moarte, pentru că plata păcatului este moartea. Și Dumnezeu a fost drept în dreptatea lui, în caracterul lui. Dumnezeu a condamnat păcatul și a satisfăcut dreptatea, a rostit sentința de moarte, dar în dragostea sa a pedepsit păcatul în însuși Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Și astfel, dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu se întâlnesc la cruce. În versetul 25, mai jos, un verset decât cele care le-am citit, spune: pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu în vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu. El a fost ales ca și jertfă de ispășire. Cântarea noastră spune: de păcat ce m-ar spăla numai sângele lui Iisus. Haideți să venim la cruce în dimineața aceasta, frați și surori, și să lăsăm ca sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească încă o dată. Și dacă sunt păcate care Duhul lui Dumnezeu vi le aduce în minte, dacă un beculeț roșu s-a prins de acolo undeva și știi că nu ți-ai cerut iertare de la cine trebuia, dacă știi că nu poți să ierți pe cineva, dacă știi că relația ta nu este bună cu cei din casa ta sau cu cei din afară, dacă sunt lucruri care Duhul lui Dumnezeu ți le aduce în dimineața aceasta în atenție, cuvântul spune: și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, de orice nelegiuire. Haideți să venim în dimineața aceasta și să lăsăm ca jertfa, sângele Domnului Iisus Hristos, să curățească și viața noastră, ca împreună să putem să stăm cu Domnul la masă. Un al doilea lucru la care aș vrea ca să medităm în dimineața aceasta este conținutul acestei justificări. Ce înseamnă să fii socotit neprihănit? Ce presupune acest fapt? În primul rând, ea înseamnă iertare de păcat și eliberare de vinovăție și pedeapsă. Vedeți, când cineva este eliberat din închisoare, el încă are cazier. Toată viața cazierul îl va urmări. Atunci când Dumnezeu ne iartă, spune că aruncă în marea uitării tot trecutul nostru. El uită și iartă. Iertarea de păcat și eliberarea de vinovăție și pedeapsă
Care Dumnezeu, spune prorocul Mica, este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele, ierți nelegiuirea. Lui Dumnezeu îi place să ierte. Frați și surori, venim înaintea lui Dumnezeu și îi cerem iertare, pentru că știm că lui Dumnezeu îi place să ierte. El se desfată iertând păcatele noastre atunci când noi le mărturisim. În El, spune, avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția harului Său. Nu este păcatul nostru mai mare decât harul lui Dumnezeu. Harul lui este mai mare decât păcatul nostru. Iar un al doilea lucru care îl conține justificarea sau neprihănirea este că neprihănirea lui Dumnezeu este imputată păcătosului. Sigiliul, devenim proprietatea lui Dumnezeu și pe noi nu mai există sigiliul acela păcătos, pierdut. Pentru totdeauna, ci Dumnezeu a plătit prețul, suntem răscumpărați, suntem înmutați în împărăția Fiului Său și de acum ștampila lui Dumnezeu este peste noi. Suntem proprietatea lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu bate în viețile noastre, sângele Lui ne curățește. Frați și surori, atunci când suntem neprihăniți, socotiți neprihăniți de către Dumnezeu, cazierul nostru se șterge. Atunci neprihănirea, aceeași putem spune semnul de egal între neprihănirea Domnului Iisus Hristos și neprihănirea noastră. Neprihănirea lui Dumnezeu este imputată, este aplicată asupra noastră și Dumnezeu nu ne mai vede pe noi păcătoși, ci ne vede prin sângele Domnului Iisus Hristos. Prin sânge suntem curați. Îmi place versetul din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Așa ne vede Dumnezeu. Atunci când suntem în Hristos, atunci când suntem sub sânge, atunci suntem neprihăniți, atunci suntem sfinți, atunci suntem iertați, atunci suntem răscumpărați, slăvit să fie Domnul. Asta este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru ne iartă, dar nu numai că ne iartă, cine ar folosi o iertare care să ne lase acolo unde suntem? Am muri, dar Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Fără neprihănirea aceasta nu putem vedea fața lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne socotește neprihăniți, asta nu înseamnă că El scuză păcatul, nici că închide ochii la nelegiurile noastre, nici că se face că nu le vede, nici măcar că odată plătit pentru păcat suntem liberi și absolviți de nevinovăție, ci când păcătosul este justificat, neprihănirea lui Dumnezeu este aplicată nouă. Pavel în 2 Corinteni 5:21 spune: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pe Domnul Iisus Hristos. Păcatele noastre ale tuturor și a întregii omeniri au fost puse asupra Domnului Iisus Hristos. El a plătit plata. El l-a făcut păcat pentru mine și pentru tine. Ca noi să fim ce? Neprihănirea lui Dumnezeu în El. Aleluia. Noi să fim neprihănirea. În alte cuvinte, este pus semnul de egalitate între neprihănirea lui Hristos și neprihănirea noastră, dacă cu adevărat credem în El. Un ultim lucru pe care aș vrea ca să-l menționez este condiția justificării. Și aici e ușor. Aici e ușor. Atunci când ai un Dumnezeu atât de mare, un Dumnezeu ca și Dumnezeul nostru, un Hristos viu, El a făcut partea Lui. Și partea Lui a fost mare, partea Lui a fost grea. De partea Lui ne amintim ori de câte ori stăm la masa Domnului, de trupul frânt, de sângele curs. Aia a fost partea grea, partea noastră este ușoară. A suferit El pentru ca noi, spune cuvântul, condiția ca să fim socotiți neprihăniți este credința în Hristos și în Evanghelia sa. Roman capitolul 1, citim această frumoasă declarație a apostolului Pavel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea cui? A fiecăruia care ce face? Care crede întâi a iudeului și apoi a grecului, deoarece, și să fim atenți aici,
în ea, adică în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă cine? Dumnezeu, prin credință, și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. De trei ori, credință, 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 descoperită prin credință, prin credință care duce la credință, și cel neprihănit va trăi prin credință, nu prin fapte, spune, ca să nu se laude nimeni. Totuși, Galateni 2 cu 16, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai, rețineți cuvântul acesta, numai prin credința în Iisus Hristos. Cel mai bun om pe care îl cunoaștem de pe fața pământului poate fi salvat numai prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și cel mai păcătos om pe care îl cunoaștem și există pe fața pământului poate fi salvat prin aceeași credință în Domnul Iisus Hristos. Iacov mărturisește, frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Credința, spune Iacov, fără fapte este zadarnică, este moartă, spune câteva versete mai jos. Dacă credința ta, și aș vrea să ne verificăm, aș vrea să ne cercetăm în dimineața aceasta, dacă credința ta nu te schimbă, credința aceea nu te mântuiește. Credința fără fapte este zadarnică, este moartă. O credință care nu te schimbă, nu te mântuiește. Aș vrea să ne verificăm. Mulți oameni, dacă mergi pe străzi în România, dacă mergi în America, toți cred. Majoritatea, peste 90% din americani, peste 90 și nu știu cât la sută din români, cred. Dar care este starea spirituală? Este aceasta o credință salvatoare? Este aceasta o credință mântuitoare? Dacă viața ta nu-i schimbată de credința care o ai, înseamnă că n-ai credința adevărată. Dar dacă viața ta, faptele tale, dovedesc dacă credința ta și a mea este una veritabilă. Dovada credinței adevărate este o viață schimbată, o viață care să reflecte caracterul Domnului Iisus Hristos. Vreau să concluzionez mesajul din dimineața aceasta. Și dacă există îndoieli în viața cuiva cu privire la statutul pe care îl avem în dimineața aceasta înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să-l reconfirm prin cuvintele Apostolului Pavel din Romani, capitolul 8, versetul 33 și versetul 34. Cuvântul lui Dumnezeu mărturisește: cine va ridica pâră împotriva aleșului Dumnezeu? Sunt atâtea voci care se ridică în momente când suntem în boală, atunci când cancerul, și atâtea situații de cancer că parcă n-am auzit niciodată vorbindu-se de ele, atunci când e boală, atunci când e încercare, atunci vine pârâșul și zice: dacă cine va ridica pâră împotriva aleșului Dumnezeu? Și știm că există un pârâș, știm că există diavolul cel rău care pârăște în continuu, așa cum altă dată l-a pârât pe Iov, pârăște în continuu și vine și aduce orice scădere din viața noastră, orice păcat, orice greșeală, le aduce înaintea lui Dumnezeu și spune: nu vezi că Mihai, că Victor iar o păcătuit? Nu vezi că din nou a greșit? Nu vezi că pentru că îl binecuvântezi te ascultă? Ia-i binecuvântările, ia atinge-te de sănătatea lui, ia-i din ceea ce are să vezi, te mai binecuvântează? Credeți că diavolul și-a schimbat misiunea? Nu, diavolul este acela, el este pârâșul. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihănit. Slăvit să fie Domnul! El ne socotește! Ce contează ce spune cel rău? Ce contează ce spune lumea? Dumnezeu ne socotește neprihănit. El spune mai departe, versetul 34, cine îi va osândi? Hristos a murit! Și dacă noi credem și dacă tu crezi în dimineața aceasta în Hristos care a murit pentru păcatele tale, nu mai există osândă, nu mai există pedeapsă, pentru că crezi în Cel care a murit pentru ele, care a plătit plata pentru ele. Cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat.
Slăvit să fie Domnul! El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, frați. Avem un Dumnezeu care mijlocește pentru noi și spune că noi nu știm să ne rugăm, dar El mijlocește cu suspine negrăite. Nu știm cum ajung cuvintele noastre, rugăciunile noastre slabe din locul acesta. Nu știm cum ajung la tronul lui Dumnezeu, dar El mijlocește. Aș vrea să aud cum sună rugăciunea noastră când ajunge la tronul de har al lui Dumnezeu. Care este ecoul pe care Duhul Sfânt îl dă atunci când rugăciunea noastră slabă, neputincioasă, de multe ori nici măcar nu ne rugăm poate cum ar trebui să ne rugăm, nu știm cum să cerem, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar El mijlocește pentru noi. El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. În încheiere, am vrut ca să vă asigur de faptul că suntem socotiți cu toții neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos, în ciuda slăbiciunilor pe care le avem, în ciuda greșelilor pe care le facem, în ciuda căderilor pe care le avem. Dar aș vrea să mă întorc și pentru cei spre cei care poate că încă n-au experimentat, nu cunosc această iertare, nu sunt încă socotiți, n-au venit prin credință la tronul de har al lui Dumnezeu. În armata americană se spune că există calificativele superior, excelent, foarte satisfăcător, satisfăcător și nesatisfăcător. Mai multe decât în armata română. Unul din generali a eliminat celelalte calificative, lăsând doar superior și nesatisfăcător. Dacă nu este superior, este nesatisfăcător. Dacă nu e superior, nu e bun, nu se califică. Dumnezeu are doar două calificative, salvat sau pierdut. Ziarele care anunțau pe cei care și-au pierdut viața în urma naufragiului vaporului Titanic, apăreau doar două coloane, în port, în locurile publice și în ziare apăreau doar două coloane, pierduți și salvați. Cei care nu urcaseră în barca de salvare, înseamnă că erau pierduți, au înghețat în apele oceanelor sau s-au înnecat sau au fost striviți în vaporul Titanic. În dimineața aceasta vreau să te întreb dacă există vreun suflet aici care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, în care categorie ești? Ești salvat sau ești pierdut? Aș vrea să spun că dimineața aceasta ar putea ca să fie decisivă pentru tine. Nu știm și nimeni nu poate să-ți garanteze că va mai fi expus Evangheliei vreodată în viața ta. Nimeni nu poate să garanteze nimănui de aici că plecând din locul acesta vom ajunge cu toții acasă. Mulți au venit duminica trecută la biserică și au umplut bisericile în America. Vreau să vă spun cu certitudine că sunt mai puțini duminica asta decât au fost duminica trecută. Unii au plecat acasă, unii au plecat salvați, unii au urcat în corabie, iar alții au rămas, au fost pierduți. Tu cum vei pleca în dimineața aceasta spre casă? Mă rog ca Domnul să se îndure, alege viața. Acum când stai la cruce, stăm cu toții la cruce, decizia este a ta să urci prin credință în barca salvării și să fii salvat sau să o nesocotești, să fii pierdut pentru eternitate. Dacă mărturisești, spune cuvântul, pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Cheamă-L pe Domnul, mărturisește-L în dimineața aceasta și cu siguranță și tu vei fi justificat. Bisericii sale răscumpărate, nouă celor care facem parte din Biserica lui Hristos, răscumpărată prin sângele curs la cruce, Domnul ne spune cuvintele adresate altădată de către Domnul Iisus ucenicilor. El a zis, Domnul Iisus Hristos, la ultima masă pe Pascală, la cina Domnului când a stat cu ucenicii, Luca 22:15, a zis, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Același mesaj îl are Domnul și pentru noi în dimineața aceasta. Domnul dorește mult
să stea împreună la masă cu noi, cât de mult dorim noi. Domnul dorește, insistă, vrea să aibă părtășie în dimineața aceasta cu noi, cu tine, Maria, Petru, Ioan, Lenuța, pune numele tău în dreptul. Domnul Iisus îți spune în dimineața aceasta, am dorit mult să mănânc paștele acestea și să iau masa aceasta cu tine. Numai, spunea Domnul Iisus, vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Pentru unii s-ar putea să fie ultima ocazie. Fratele Ion Reguș nu mai este cu noi, nu mai putem merge nici măcar la spital ca să avem părtășie la masa Domnului cu el. Folosește prilejul acesta. Cercetează-te înaintea lui Dumnezeu. Știți despre femeia aceea care s-a mutat într-un apartament nou și la un moment dat, pentru că vedea că vecina ei de balcon, de vis-a-vis, tot timpul scotea rufele afară să le usuce și erau murdare și hainele erau murdare și geamurile și pereții erau murdari și într-o zi din dorința de a-i face un bine a luat șampon, a luat detergent, a luat tot ce a trebuit și a vrut să-i ducă vecinei ei pentru că s-a gândit poate e săracă, poate că n-are cu ce să curețe și n-are cu ce să spele hainele. Și abia când a ajuns la vecina ei și s-a uitat spre geamul ei și a dat seama că geamul ei era murdar. Poate că aceeași este situația noastră. Să ne cercetăm, frați și surori. De multe ori credem că scoate, spune bârn, cuvântul, scoate bârna din ochiul tău și atunci vei vedea cum. Dezlușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. În dimineața aceasta suntem chemați să ne uităm la noi, la geamul nostru. Domnul să ne ajute. Eu să mă uit la geamul meu. Eu să mă uit înăuntru meu. Iar voi fiecare să vă uitați înăuntru vostru. Unul din poeții cântării spune, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu îmi fii sprijin. Mă spală în sângele divin. O mielule, eu vin, eu vin. Lasă-te spălat și în dimineața aceasta, împreună cu mine, de sângele Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm ca El să ne curățească încă o dată, să ne șteargă să șteargă orice păcat din viața noastră. Crezi tu în Domnul Iisus Hristos în dimineața aceasta? Crezi că El poate să pună neprihănirea Lui și asupra ta? Crezi că poate să te ierte? Dacă crezi lucrul acesta, spune cuvântul, dacă ne mărturisim păcatele și poți să faci lucrul acesta chiar în momentele acestea, El este cum? El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească. Credincios față de cine? Poate fi Dumnezeu credincios față de cineva? El este credincios în tot universul. Credincios față de cuvântul Lui. Dumnezeu este credincios. Dacă a spus că ne iartă, ne iartă. Și este drept. De ce? Pentru că l-a dat pe Domnul Iisus Hristos. El n-a acoperit păcatul. El n-a pus vopsea peste rugină, ci a plătit în dreptatea Lui și de aceea El este drept. El poate să ne ierte. El dorește să ne ierte dacă venim la El. Amin. Cu adevărat mare Dumnezeu avem și spunem ca numele Lui să fie slăvit și în continuare. Suntem gata de a ne apropia de masa Domnului în această dimineață după ce am înțeles cum lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Și prin fratele Victor am văzut cazul neprihănirii. La cruce dreptatea și dragostea lui Dumnezeu s-au întâlnit și vom vedea acest lucru simbolizat în actul Domnului. Am văzut conținutul justificării, neprihănirea lui Hristos ne-a fost transferată nouă și de aceea suntem învretniciți de a lua parte la masa Domnului. Și condiția justificării, o credință care nu te schimbă, nu te mântuiește. De aceea mă rog ca Dumnezeu să mărească credința noastră. În timpul acesta voi ruga frații împărțitori de cină să poftească în față, pregătindu-ne pentru actul propriu-zis. De cina Domnului, să ne ridicăm cu întreaga biserică și să fim gata să împlinim cuvântul care spune la 1 Corinteni, capitolul 11, 23 înainte, versetele.
căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Înainte de a ne apropia de această pâine, simbolizând trupul Domnului frânt pe lemnul de pe Golgota, vom veni în rugăciune și prin fratele Mircea Hostiuc să cerem binecuvântarea. Primește-ne, Doamne, te rugăm. Slavă ție, Doamne. Mulțumim pentru viața care avem în Iisus. Slavă ție, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru jertfa de pe cruce, care și slavă ție, Doamne. Pe sângele tău care a fost vărsat pe cruce, care și astăzi curăță, Doamne. Mulțumim. Dar te rugăm, Doamne, ca să te uiți, să privești la fiecare din noi. Amin, în numele Domnului Iisus. Să venim înaintea ta curați, fără poate, Doamne. Iartă-ne de tot ceea ce suntem, da, slăbiciunile noastre. Și îți mulțumim că vei fi cu noi și în ziua aceasta și vei cerceta inimi, Doamne. Da, Doamne. Și prezența ta va fi în locul acesta. Amin. Și este în locul acesta. Îți mulțumim pentru toate. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum e rânduiala Bisericii Domnului din loc, vom trece la actul de frângere a pâinii, apoi când frații împărțitori vor ajunge în dreptul dumneavoastră, vă vom ruga respectuos să vă ridicați pentru timpul când vă împărtășiți, apoi luați loc din nou. Continuăm timpul de meditare și de proștere înaintea Domnului, iar apoi când întreaga biserică se va împărtăși, vă vom ruga să vă ridicați din nou în picioare. Slăvim pe Domnul pentru că... Să-mi ridicăm cu întreaga biserică și să fim gata să împlinim cuvântul care spune: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, a zis Mântuitorul. Luați, mâncați.
Tot astfel spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 25, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Haideți să ne apropiem de acest pahar, amin, amin. Să rugăm pe Dumnezeu să-L binecuvinteze, amin, amin. Să ne binecuvinteze și pe noi, amin. Că atunci când ne apropiem de sângele Domnului, care are cea mai mare importanță în curățirea noastră, să ne curățească, să ne sfințească, să ne dăm seama ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, împreună cu fratele Simi Andronic, cerem binecuvântarea Domnului peste acest pahar. Amin. Tată Ceresc, venim înaintea Ta, înaintea puterii și sfințenii Tare și Te-am ești puterea însupărată, Iisus. Amin. Te rog să binecuvântezi paharul acesta, amin. Care amin. Se mulțează sângele Domnului și Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, Iisuse. Nu avem cuvinte de a-mi exprima mulțumirea față de Tine, Iisuse. Slavă Ție, Doamne. Și Te rugăm în continuare să ne ajuți ori de câte ori ne apropiem de El, să ne cercetăm și astfel, Iisuse, să rugăm să ne împărtășim cu Tine, Iisuse. Te rugăm să fim în continuare poporul Tău și îți mulțumesc. Amin. Că Tu ne asculti, nu pentru meritele noastre, noi nu avem niciun merit, ci pentru meritele Domnului Iisus care a murit pentru noi. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile și așa cum am procedat și la pâine, atunci când trece paharul în dreptul dumneavoastră, în loc, în semn de prețuire, vă rugăm să vă ridicați. Amin. Domnul Iisus a spus că după cine a luat acest pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat ucenicilor. Vă rugăm să vă ridicați în picioare, să bem toți din acest pahar în memoria, în amintirea sângelui vărsat pentru noi. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile și în timp ce se cântă o cântare, ce îi lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare, se adună paharele. Thank you.
Doamne, ne închinăm cu toată ființa noastră și în această dimineață. Mulțumim, Doamne, pentru că am avut oportunitatea să ne închinăm în fața Ta. Îți mulțumim că am avut oportunitatea să ascultăm mesajul cuvântului Tău. Îți mulțumim că am putut participa la masa Ta împreună cu Tine. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai salvat prin jertfa Ta. Îți mulțumim că ai fost gata să plătești prețul păcatelor noastre. Doamne, dă-ne putere și nouă să demonstrăm că suntem ai Tăi prin faptele noastre în fiecare zi. Prin puterea noastră nu putem face acest lucru, dar prin puterea Ta, Doamne, suntem învingători, pentru că Tu ești viu și trăiești în viața noastră. Te cinstim, Te slăvim și Te onorăm, Doamne Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, și acum când plecăm spre casele noastre, Te rog să ne însoțești, Te rog să fii cu noi și cu cei ce vor rămâne la ora de rugăciune în continuare. Dă-ne prezența Ta, Doamne! Fii prezent în viețile tuturora și ajută-ne, Doamne, dă-ne putere să trăim în așa fel, încât să demonstrăm prin viața noastră că Tu porți, că noi purtăm chipul Tău în viața noastră. Pentru că Te rugăm toate acestea, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim. Amin. 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 Cu harul Domnului, adunarea este liberă până după masă la ora 6.